Săptămâna a debutat cu o nouă plecare din vechiul sistem. De această dată este vorba despre fostul șef al Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, care și-a depus toate actele pentru demisia din cadrul instituției în care a activat. Informația a fost confirmată pentru mai multe instituții mass media de însuși Zumbreanu, care a menționat că a luat această decizie deoarece vrea să-și valorifice potențialul în altă parte. Unde anume, culmea, dar încă nu a luat o decizie în acest sens, a mai afirmat acesta. Amintim că Bogdan Zumbreanu a fost demis din funcția de director al Centrului Național Anticorupție pe 8 iunie curent cu votul majorității parlamentare. În urma acestei schimbări, Zumbreanu a revenit în funcția sa anterioară de șef al Direcției Urmărire Penală a Centrului. Bogdan Zumbreanu și-a început activitatea în organele de drept în 2001 la Procuratura Chișinău, iar un an mai târziu a trecut la CNA.